Sunt două feluri de a te uita la un mormânt. Petru și un alt ucenic al lui Iisus au venit în dimineața Paștelui la mormântul învățătorului lor. L-au găsit gol și au văzut înăuntru giulgiul în care fusese învăluit Iisus. Maria Magdalena s-a uitat și ea în mormânt, dar ea a văzut îngeri pe locul unde zăcuse trupul lui Iisus. Unii văd astăzi doar prăbușirea civilizației creștine, în timp ce alții văd, dincolo de veștile îngrijorătoare, îngeri care pregătesc binecuvântata împărăție a lui Dumnezeu. Cum reușește un om să vadă îngeri, să le simtă prezența? Apostolii fuseseră foarte activi în lucrarea Domnului. Maria șezuse la picioarele lui Iisus și auzise cuvintele lui, Luca 10:39, privitoare la Moise și profeți. Ea a auzit probabil de pe buzele lui istorisirile multor sfinți și martiri ai credinței și s-a familiarizat cu ele. O biserică ce exclude din învățătura ei exemplul sfinților și al martirilor pierde o dimensiune vitală. Citește pe Moise și profeți, amintindu-ți că aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Păstrează apoi legătura cu sfinții care suferă astăzi pentru Hristos. Ochii îți vor fi astfel deschiși.